Salutare tuturor! Am revenit cu un nou clip din seria restaurării ATV-ului. Astăzi o să reglez supapele de la cilindrul din față și cel din spate. Vreau să vă spun încă de la început că nu este nevoie ca motorul să fie dat jos de pe ATV pentru a face asta. Se poate face și cu motorul pe ATV, doar că accesul la supape va fi mai dificil. Acum, dacă tot sunt cu el pe masă și am acces ușor la supape, ar fi păcat să sar peste etapa asta din moment ce o pot face foarte ușor. Hai să începem! Voi începe cu cilindrul din față, iar primul lucru pe care trebuie să-l fac este să înlătur bujiile. Este necesar să le înlătur pentru că va trebui să învârt motorul și să aduc pistonul în partea superioară și dacă nu scot bujiile, din cauza compresiei, îmi va fi foarte greu să învârt motorul. Înlătur cele două șuruburi care țin capacul supapelor de admisie folosind cheia de 10 mm. Aici sunt cele două supape de admisie. O să mut camera într-o altă poziție din care sper să se vadă mai bine cum se face verificarea și ajustarea toleranței supapelor. Acum trebuie să pun pistonul în partea de sus a cilindrului, iar pentru a face asta trebuie să desfac acest șurub de deasupra magnetoului. Se pare că e destul de tare strâns, așa că am folosit o pârghie. Pentru a roti motorul, trebuie să dau capacul acesta jos, iar aici se înfiletează un șurub de metric 10 cu filet pe stânga, cu ajutorul căruia se poate roti arborele cotit. Dar din moment ce eu nu am acest șurub, am ales să fac lucrul acesta printr-o altă metodă. Am dat capacul variatorului jos de pe partea dreaptă a motorului, iar acum pot roti variatorul primar, astfel rotind și pistonul în cilindru. Voi roti de variatorul primar până când prin zona de inspecție de deasupra magnetoului va apărea litera F de la front, iar linia de lângă ea va fi pe aceeași axă cu marcajul acesta. Acum sunt 100% sigur că pistonul se află la cel mai superior punct al deplasării sale în cilindru. Toleranța supapelor de admisie trebuie să fie între 0,08 și 0,12 mm. Eu o voi ajusta la 0,1 mm. Cu un patent și o cheie de 8 mm desfac piolița aceasta pentru a putea face reglajul supapelor. Așez lera de 0,1 mm în capul tachetului și înfiletez tachetul până încep să simt că pe leră apare o forță de frecare. Acum că am ajustat toleranța, cu patentul țin tachetul fix să nu se rotească până strâng piolița de blocare. Fiți foarte atenți când faceți reglajul supapelor. Pentru a avea o măsurătoare cât mai precisă și corectă, lera trebuie să fie paralelă cu supapa și tachetul. Am verificat și ajustat toleranța ambelor supape de admisie, curăț bine suprafața de contact de pe motor și de pe capac, iar după aia strâng capacul cu cele două șuruburi. Asta a fost tot pentru supapele de admisie, acum o să fac același lucru pentru supapele de evacuare. Desfac cele două șuruburi, dau capacul jos, țin tachetul cu patentul și desfac piruita de blocare. La supapele de evacuare, toleranța trebuie să fie între 0,13 și 0,17 mm. Eu o voi ajusta la 0,15 mm. Așez lera paralel cu supapa, strâng tachetul până încep să simt o forță de frecare pe leră, țin tachetul fix cu patentul și strâng piruita de blocare. Iar acum verific încă o dată să fiu sigur că toleranța este corectă. Am făcut ajustarea și calibrarea pentru ambele supape de evacuare. Acum curăț suprafața de contact de pe motor și capac, așez capacul și strâng cele două șuruburi. Învârt motorul până apare litera R, iar linia din dreptul ei va fi pe aceeași axă cu marcajul acesta. Acum pistonul de la cilindrul din spate se află la cel mai superior punct al deplasării sale în cilindru. Mai departe, voi face exact aceeași procedură pentru supapele de admisie și supapele de evacuare. Toleranțele rămân exact aceleași ca și la cilindrul din față. 0,1 mm pentru supapele de admisie și 0,15 mm pentru supapele de evacuare. Asta a fost tot. Strâng înapoi șurubul de la zona de inspecție de pe magnetou și pun ambele bujii înapoi. Acum știți toate etapele pentru a regla supapele. Chiar nu este deloc o procedură grea. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare și nu uitați să vă abonați. O puteți face undeva în zona aceasta, dând click pe iconița asta undeva pe aici. Iar dacă v-a plăcut clipul acesta, mai puteți vedea și alte clipuri undeva pe aici, sau aici, sau pe aici.
Încă o dată, mulțumesc foarte mult de vizionare și ne vedem data viitoare!